Bun găsit, doamne domnișoarelor, domnilor. Ne apropiem încet, dar sigur, de finalul campaniei electorale. Mergem în deplasare sau jucăm în deplasare astăzi la Cristian. Rareș și Alexandru Crețu, candidat Pol Cristian la funcția de primar al comunei. Bun găsit, Alex. Ziua și bine v-am găsit. Zi-mi un pic, povestește-mi despre Pol ăsta, Partidul Oamenilor Liberi. Exact. Este puțin de povestit despre Pol. Cu siguranță sunt puține persoanele care au auzit despre acest partid. Întâmplarea face că noi l-am înființat inclusiv la nivel județean, iar organizația județeană este tot aici la Cristian. Este un partid nou, înființat în anul 2016 de un grup de antreprenori și se vrea a fi în primul rând un partid independent și un partid care pornește de la baza comunității. Noi suntem aici o echipă de oameni independenți care vrem să facem lucruri în continuare pentru Cristian. Deci partidul teoretic ar avea niște vechime, nu? Are o vechime de un mandat, să spunem așa. Am înțeles. Au avut pe undeva primari, viceprimari, consilieri locali sau deocamdată? Doar consilieri locali. La Târgu Mureș, din ceea ce știu, sunt 3 consilieri locali acolo. Da, ai spus un lucru interesant pe care aș vrea să-l comentezi pe scurt. Un partid care se vrea independent. Da, este un, dacă suntem un partid al oamenilor liberi, suntem un grup de oameni care își expun ideile, care le dezbat și mai apoi propun proiecte pentru comunitate. Și atunci, tocmai de aceea ne place să spunem asta, că suntem, da, un partid independent și un partid care se vrea cumva altfel. Bun, ai fost în echipă cu actualul primar al Comunei Cristian, domnul Gicu Cojocaru, ai fost administrator public al Comunei Cristian, ai demisionat din această funcție și îți dorești să fii primar în această comună. Continuare de proiecte noi, spune-mi cam la ce te gândești în acest moment. Ideal ar fi, și asta ne dorim să facem pe mai departe, să îmbinăm toate aceste lucruri, să continuăm partea bună, să adăugăm acolo unde este cazul și, dacă se poate, și cu siguranță se poate asta, să adăugăm un plus de coerență. Un plus de coerență în tot ceea ce privește viziunea de dezvoltare a Cristianului. Dar cu siguranță sunt și proiecte bune care trebuie duse mai departe. Avem proiecte în implementare, avem foarte multe proiecte pe fonduri europene la care am contribuit, iar acestea urmează să fie implementate în perioada următoare în localitate. Deci avem în continuare foarte multă treabă de făcut la Cristian. Bun, hai să luăm începutul. Care ar fi, din punctul tău de vedere, proiectele începute și care trebuie neapărat continuate și finalizate? Că sunt cu fonduri europene, că nu sunt cu fonduri europene, neimportant. Aș începe în primul rând cu educația. Am considerat tot timpul că educația este prioritară și trebuie să fie prioritară într-o comunitate și trebuie să fie prioritară pentru o administrație publică locală. Și atunci avem în implementare, în momentul de față, 2 proiecte pe fonduri europene, unul în ceea ce privește înființarea unei creșe, iar celălalt în ceea ce privește modernizarea celor 2 corpuri de clădire de la Școala Generală din Cristian, înființarea unor laboratoare și mansardarea corpului B. Pe lângă acestea, ne mai dorim să înființăm inclusiv o școală profesională în localitate, tocmai pentru că noi am gândit un program integrat și atunci ne dorim ca ceea ce facem în comunitate să aibă imediat repercusiuni asupra mediului economic. Și avem un mediu economic dezvoltat în Cristian și știm foarte bine că în momentul de față există o criză a forței de muncă. Da, mai ales că la Cristian există și o, nu știu dacă aglomerare e chiar cel mai bun termen, dar oricum există un capitol despre care nu toată lumea poate vorbi sau nu toate autoritățile locale pot vorbi, și anume industrie. Există industrie acolo,
Lucru care se vede, sigur, și în bugetul localității. Da, tocmai de aceea spuneam, oamenii aceștia din industrie, din multinaționale, au nevoie de forță de muncă. Iar noi trebuie să ne gândim în perspectivă și trebuie să îi sprijinim în a avea forță de muncă și pe viitor. Este unul dintre lucrurile pe care le putem face atât pentru cei din Cristian, însă pot veni copii și din alte localități care să studieze la Cristian. Ar putea fi o concurență benefică, mă gândesc eu, pentru școala profesională germană Kronstadt. Corect. Puteți să spunem că e și un exemplu demn de urmat și în regulă și așa. Așa este, iar concurența tot timpul este benefică. Și bun, valoare. Trecem de la educație la sport. Da, în localitate avem ceva asociații sportive care sunt foarte implicate. Ceea ce ne dorim noi să facem pe parte sportivă este să sprijinim sportul, dar totul să se facă pe bază de proiecte. Adică vor exista, asociațiile vor trebui să depună proiecte pentru a primi finanțări nerambursabile din partea primăriei. Adică ele nu vor primi bani pur și simplu pentru că funcționează. Primesc bani în baza unor proiecte și asta am făcut și până acum. Da, proiectele sunt cele care ar trebui puse de fiecare dată pe masă și cred că lucrul ăsta ar trebui să se întâmple la nivel național. Putem discuta și de Comuna Cristian, sigur că ăsta ar fi subiectul, dar la nivel național, cred că în acest moment, din punctul meu de vedere, există o criză de proiecte și de idei. Da, așa este. Și noi, din nou, avem datoria de a stimula acest lucru. Trebuie să-i stimulăm pe cei din acest mediu să gândească, să evolueze și să facă mai multe lucruri în perspectivă. Avem totuși bucuria să avem un mediu civic și sportiv dezvoltat foarte bine la Cristian. Avem ONG-uri implicate în comunitate, însă în continuare putem face mai mult și mai bine. Infrastructură, că la infrastructură toată lumea are ceva de zis, ceva, de obicei ceva de comentat, pentru că oamenii vor să-și construiască o casă, Cristianul este, să zicem, în top în ceea ce privește dorința oamenilor de a se muta în afara municipiului Brașov. Este aproape, există infrastructură rutieră care leagă Brașovul foarte, foarte repede de Cristian și până la urmă, la interior, în interiorul localității, oamenii au așteptări la acest capitol, infrastructură. Și aici mă refer și la utilități și la sau începem cu utilitățile și terminăm cu asfaltul și cu iluminatul public. Da, acesta cred că va fi un capitol și va fi o provocare în viitor pentru administrația publică locală din Cristian, pentru că, exact cum spuneați, comunitatea se dezvoltă, sunt tot mai multe persoane care vin și care își doresc să construiască, sunt dezvoltatori imobiliari care construiesc și ei la rândul lor, însă va fi foarte important felul în care o vor face și va fi la fel de important ca noi să ținem pasul cu această dezvoltare. Și atunci, de aceea am spus că va fi cu adevărat o provocare pe acest capitol. Da, vom avea de extins rețele de canalizare, rețele de apă, rețele de iluminat. Va trebui să, în primă fază, probabil să pietruim străzi și după aceea să le asfaltăm. Deci vom avea multe de făcut pe zona aceasta și mai sunt chiar și anumite cartiere noi care sunt deja într-o anumită fază de dezvoltare și chiar și acolo trebuie să intervenim. Da, acum mie mi-a venit în minte drumul ăsta care leagă Cristianul de Ghimba. Sincer îți spun că nu știu de cine aparține drumul respectiv, dar deși el este pentru anumite ore în care traficul este dur, da, între Brașov și Cristian, poate fi o alternativă. Și este o alternativă doar teoretic sau doar pe hartă, pentru că, practic, îți sar roțile de la Cristian la Ghimbau sau de la Ghimbau la Cristian.
Așa este, acela este totuși drum național, deci nu aparține de... Drum național de la Ghimbav la Cristian? Da, 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 este drumul național 73B. Dar acel drum va trebui să fie tratat cu prioritate, vom vedea cum vom putea găsi niște soluții, o va face guvernul, îl vom declasa și o vom face noi, însă este cu adevărat util, odată pentru că poate fi o variantă, însă trebuie să ne gândim că probabil undeva până la finalul acestui an va fi gata și breteaua, ocolitoarea, ciotul acela de autostradă care trece prin spatele Cristianului, iar acela intersectează și acest drum. Și atunci va fi o descărcare și pentru cei care vor veni de la Bran, de la Zărnești, de la Vulcan. Da, este din ce în ce mai aglomerată această zonă. Nici nu știi dacă e un lucru rău sau bun, că până la urmă aglomerația asta denotă dezvoltare, dar nu întotdeauna, din păcate, mie mi se pare că nu întotdeauna autoritățile locale, autoritățile județene și autoritățile naționale țin pasul cu dezvoltarea. Nu țin pasul, nu reușesc nici cum să facă lucrul ăsta. Oare de ce? De asta spuneam mai devreme că va fi cu adevărat o provocare în perioada imediat următoare. Populația Cristianului este într-o continuă creștere și va fi foarte important cum vom gestiona noi această dezvoltare, pentru că ea se poate să se întâmple cumva haotic, se poate să ajungem cumva într-o aglomerare, iar după ce se va întâmpla acest lucru, nu vom mai reuși să o gestionăm. Și atunci e bine să o luăm încă de pe acum și să ne gândim în perspectivă, să avem viziune și să dezvoltăm Cristianul cât se poate de aerisit și să ne și gândim ce ne dorim pe mai departe să avem de la Cristian. Ne dorim să avem o comunitate care și o localitate care să fie cumva un dormitor al Brașovului sau ne dorim să-l dezvoltăm într-o zonă turistică, într-o zonă culturală, într-o zonă economică sau să le îmbinăm pe toate acestea. Da, acum și asta, să știi, cu dormitorul este foarte bine, pentru că, sau mă rog, e bună de principiu, cine doarme plătește taxe și impozite. Adică în momentul în care plătești taxe și impozite, ești numai bun să te odihnești oriunde. Am văzut aici între planurile voastre amenajarea malurilor pârâului Ghimbășel. Eu personal sunt un locuitor de pe malul acestui pârâu. E drept că nu la Cristian, dar eu îți spun sincer că îmi doresc ca acest pârâu, la un moment dat, nu știu când, în viitor, eu nu sunt adeptul ideea asta peste noapte să se facă, ai pocnit din degete și Ghimbășelul devine navigabil. Nu, nici într-un caz. Dar eu îmi doresc ca într-o anumită perioadă de timp Ghimbășelul să devină așa un râu frumos, un pârâu frumos. Acum este un pârâu urât. Aș putea spune că cel puțin pe raza localității noastre a fost un pârâu urât. Noi încercăm și am încercat tot timpul să îl întreținem pe cât se poate de mult. Mai mult decât atât, în primăvara acestui an am avut o acțiune coordonată cu Râșnovul în ceea ce privește curățarea Ghimbășelului, tocmai pentru că apa venind de sus, de multe ori vine și mizeria tot de sus. Și după aceea ajunge pe mai departe la Ghimbav sau la ceilalți amărâți, da. Exact. Și atunci trebuie să o luăm, de sus și să continuăm. Da, în ceea ce privește regularizarea Ghimbășelului, există în momentul de față un studiu de fezabilitate. El a fost deja depus la Compania Națională de Investiții. Suntem în faza în care astăzi așteptăm și să vedem exact dacă el va fi finanțabil sau nu. Însă dacă nu, va trebui să găsim ori alte surse de finanțare, pentru că sunt și costuri imense pentru această investiție, ori dacă nu, să o luăm etapizat. Da, am văzut că voi vă propuneți și organizarea unui serviciu legat strict de fondurile europene, pentru că de acolo au început să cam vină banii. Pe la noi, pe aici, încă am terminat pe șomaj și pe alte lucruri, că e pandemie, dar dinspre Europa vin totuși niște bani. Da, trebuie să avem proiecte pentru ei. Așa este.
Cristianul este o comună bogată, dar nu putem să ne bazăm doar pe acest lucru și pe ceea ce ne oferă cei din zona economică și locuitorii Cristianului. Și atunci trebuie să căutăm continuu și alte surse de finanțare, fie că sunt guvernamentale, cum ar putea fi cele de la Compania Națională de Investiții sau direct de la guvern, însă din 2021 se deschide un nou ciclu de finanțare și atunci trebuie să fim pregătiți și tocmai de aceea ne-am propus să înființăm acest serviciu. Ne dorim să fim pregătiți și să atragem pe cât posibil de mult și fonduri externe. Da, adevărul este că unii s-ar putea să zică, ai dumne, că până în 2021 mai este. Nu mai este. Nu. Deci 2021 este aici. Și cine nu își pregătește din timp proiectele, cu siguranță nu o să aibă acces la acești bani, doar probabil o să audă de ei și o să-i vadă că se investesc în alte părți. Exact, și este foarte important ca în momentul în care se deschide ciclul de finanțare, noi să avem studiile de fezabilitate și proiectele pregătite, să știm ce ne dorim să facem, că dacă ne trezim în 2021 că sunt bani, dar noi nu știm pentru ce să-i luăm, s-ar putea să avem o problemă. Iar în al doilea rând, acest serviciu ne dorim să vină și direct în ajutorul întreprinzătorului din localitatea noastră. Sunt foarte mulți antreprenori, mai mici sau mai mari, care nu au posibilitatea de a-și scrie singur un proiect sau care să acceseze singuri aceste fonduri. Și atunci ne dorim ca prin intermediul acestui serviciu să venim inclusiv în ajutorul lor. Mai ales că și ei ar plăti. Exact. Într-un final, totul se rotește și totul se întoarce tot în bugetul comunității și putem să facem lucruri în plus. Da, sunt în România companii, SRL-uri sau, mă rog, care au făcut niște bani frumoși din sprijinirea antreprenorilor în vederea accesării de fonduri europene, pentru că, da, ești antreprenor, dar nu te pricepi să faci un dosar pentru a accesa fonduri europene. Și atunci ai nevoie de un consultant. Consultantul respectiv știe cu ce se mănâncă această activitate și trăiește și el din ceea ce muncește sau produce pentru tine. Mergeți către primărie și către Consiliul Local cu o echipă de oameni tineri pe care cred că n-ar fi lipsit de interes să ne-i prezinți. Da, suntem o echipă de oameni tineri, însă este foarte important de precizat faptul că suntem totuși o echipă matură, o echipă cu experiență. Eu sunt cel mai tânăr candidat la primăria Comunei Cristian, dar sunt probabil una dintre persoanele cu cea mai vastă experiență în politică. Avem o echipă frumoasă, avem o echipă de nota 10, cum îmi place mie să spun. Dacă am pornit de la Alina Monica Toma, care este și astăzi consilier local, de la domnul Cristi Țăranu, care este și astăzi consilier local, de la alți tineri care își doresc să și-au dorit să vină și să ajute, să fie implicați, cum este Dudu, Nicolae Adrian, sau alte persoane care nu au fost încă în cadrul Consiliului Local, dar au o experiență destul de importantă în ceea ce privește politica, cum este Decebal Drăgușel, cum este Minel Oană, cum este Sorin Marin și mulți alții. Avem o listă de oameni, în primul rând, cunoscuți. Ăsta este, cred, cumva avantajul și atuul nostru. Oamenii ne știu de aici, din Cristian, știu ce am făcut până în momentul de față și ne știu cu proiectele bune și foarte bune pe care le-am implementat și poate ne mai știu și cu micile scăpări. Da, adevărul este că cei care își doresc să facă niște lucruri, cu siguranță mai au și scăpări sau nerealizări, cum vrei tu să le zici. Adevărul este că, sau un alt adevăr, dacă deja am emis unul, am enunțat unul, următorul ar fi că într-o localitate mică este și un risc la fel de mare să candidezi, nu? Sau nu, riscul este mai mare să candidezi într-o localitate mică. Este un risc, dar este un risc asumat.
Și dacă e un lucru care să ne bucure, este că noi toată această campanie am făcut-o cu plăcere, am făcut-o la modul relaxat, am făcut-o la modul constructiv, că iarăși este o chestiune importantă, văd că acum pe ultima sută de metri se agită puțin spiritele, însă nouă ne place să ne ținem de ceea ce ne dorim noi să facem, de ceea ce ne dorim să implementăm pe viitor, pentru că într-un final de asta facem politică. Da, politica la nivel pozitiv mi se pare de departe cea mai bună soluție, pentru că deocamdată cel puțin foarte rar am văzut ca politicienii să-și facă o campanie sau să ducă o campanie negativă și să câștige. În general, nu câștigă cei care fac acest lucru, ci dimpotrivă își erodează propria imagine. Aveți un slogan interesant pe care aș vrea să-l comentez așa pe final de emisiune. Avem tot Cristianul înainte. Da, asta ar putea fi chiar continuarea celor spuse mai devreme. Nu se termină totul în data de 27. Și la fel cum este importantă această perioadă și felul în care, da, este important să câștigăm, însă este la fel de important și felul în care vom câștiga. Dar este la fel de importantă și perioada de după. Și sloganul acesta este cu gândul la ceea ce vom face după data de 27, cu gândul la cei mai tineri decât noi, cu gândul la cei mai în vârstă decât noi. Și atunci, da, am gândit un slogan pentru tot Cristianul, pentru întreaga comunitate, o comunitate pe care ne-o dorim unită. Ce înseamnă o comunitate unită în accepțiunea voastră? Că fiecare își dorește niște lucruri și, da, dumneavoastră, uite, noi suntem o echipă. Am mai auzit un om mai tânăr decât tine, chiar la Preșmer, cu ideea asta de comunitate unită și el spunea foarte frumos, dacă trec alegerile astea și se termină și cu politica și cu aia, e foarte bine, dacă rămânem ancorați, cramponați în partide, în idei legate de partide, nu o să facem nimic. Din păcate, nu trebuie să uităm, mai vine o provocare, mai vine încă o tură de alegeri. Și la tura aia iarăși va fi de lucru iară politic. Așa este. Ar trebui totuși să nu uităm că fiecare dintre noi suntem în primul rând oameni și abia mai apoi politicieni. Iar în comunitățile acestea mici ne și cunoaștem toți unul cu celălalt. Iar dacă vorbim despre unitate, vorbim în primul rând de acasă și vorbim despre vecinul din stânga, vecinul din dreapta și cel de vis-a-vis. Ar trebui în continuare să ne ajutăm, să petrecem timp împreună, iar acest lucru să-l extindem ulterior pe raza întregii localități. Putem face multe lucruri împreună și Cristianul a dovedit asta. Atunci când am apelat la cristoloveni, ei au venit și au făcut de foarte multe ori voluntariat. Să ne întâlnim acolo primăvara când facem o acțiune de plantat sau când facem o acțiune de curățenie generală, este o bucurie. La fel este o bucurie să ne întâlnim la baluri și să petrecem din nou timp frumos împreună. Acestea sunt doar câteva exemple de comunități unite. Aveți vreo două baluri la Cristian destul de cunoscute. Este al pompierilor, nu? Unul dintre ele. Da. Și mai e unul legat de fashing, cred. Este unul legat de fashing, acela este pe tradiție săsească. Cel al pompierilor este organizat de serviciul de pompieri voluntari din localitate. Un alt exemplu de unitate și de implicare în localitate. Și mai avem încă unul care este partea tradițională, balul zoritorilor, organizat de ceata de zoritori. Mulțumim frumos, Rare și Alexandru Crețu, candidat POL, Partidul Oamenilor Liberi, la funcția de primar al Comunei Cristian. Campania electorală încă vreo 2-3 zile, iar pe 27 septembrie mergem la vot. Mulțumim frumos, Alex. Doamne, domnișoarelor, domnilor, sunt Dan Ghiță, rămâneți alături de RTV. We'll be right back.